ziua, domnilor și domnilor, de aici, de la Piatra Neamț, în câteva momente, va începe meciul dintre CFR-ul Piatra Neamț și CSM Slatina. În fața lui Ionuț Mitran, dar mingea se duce în avamposturi. Doman a încercat din prima, însă iese până la urmă o pasă în extremă pentru Radu. Vine cu centrarea în fața porții, minge rașchetat acolo și iată autogol incredibil. Autogol înscris de cei de la Ceahlăul, își pune mâinile în cap la această fază. Pasă acestuia către Caiondo, Caiondo e în care eu cade și să vedem decizia. După cum ține mâinile la piept, nu văd arbitru, dar cred că e penalti. Într-adevăr, lovitură de la 11 metri. Se întârzie puțin executarea acestei faze fixe și iată 2-0 pentru CSM Slatina aici sub Pietricica. 2-0 după un autogol. Și e ocazie imensă aici. Vom avea pe FRF TV miercuri din turul 3, numai puțin de 3 partide din Cupa României. Iată șutul! Gol! Eurogol înscris aici la Piatra Neamț. Superbă reușită venită din partea lui Cătălin Doman. Careu și ocazie mare, nu mai pleacă în acele raiduri, dar să vedem aici pe Caiondo, Caiondo pe lângă poartă. Carla Vorzie pasă bună acum, e în careu și iată ce... Și încă o ocazie pentru Ceahlăul.